Continuăm cu informații din plan intern. Profesorii sunt chemați astăzi la guvern de Marcel Ciolacu pentru o nouă rundă de consultări care vizează majorările salariale promise în schimbul stopării grevei care a paralizat timp de câteva săptămâni sistemul de educație. Este cea de-a doua întâlnire avută cu cele două părți în decurs de câteva săptămâni. Creșterea salarială ar trebui să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2024, dar profesorii sunt rezervați și speră în continuare să ajungă la un numitor comun cu reprezentanții guvernului, mai ales în contextul în care noua lege a salarizării nu a fost finalizată nici până acum. Reprezentanții profesorilor au fost chemați din nou la guvern de premierul Marcel Ciolacu în vederea stabilirii unui plan concret pentru aplicarea majorărilor salariale promise de guvernanți în urmă cu doar câteva luni. Creșterea veniturilor a fost una dintre doleanțele profesorilor pentru stoparea grevei care a ținut sistemul de educație în tensiune mai multe săptămâni la rând. Este cea de-a doua întâlnire oficială pe care Marcel Ciolacu o are cu reprezentanții profesorilor în decurs de două săptămâni. Aceștia s-au mai reunit și pe 16 octombrie pentru a purta discuții despre majorările salariale promise, dar acestea nu au dus la un rezultat comun favorabil. În acest context, profesorii se tem din ce în ce mai rău ca promisiunile guvernanților să nu fi fost doar niște vorbe în vânt care să ducă la stoparea imediată a acțiunilor de stradă, fapt care ar putea declanșa o nouă grevă la nivel național chiar în iarna anului viitor. Creșterea salariilor ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2024, numai că este legată de noua lege a salarizării care nu este gata nici acum. Mai mult, există discuții că aceasta ar putea intra în vigoare abia de la 1 ianuarie 2025. Recent, ministrul Educației Ligia Deca a declarat că guvernul caută soluții ca majorarea salariilor să se aplice de la începutul anului. Dinamica greoaie în care se desfășoară lucrurile lasă loc de interpretări și determină pe reprezentanții sindicatelor să ia în calcul inclusiv faptul ca gaura din bugetul statului să fie principala problemă care să împiedice aplicarea creșterilor salariale promise profesorilor. Guvernul spune că avea nevoie de aproximativ 40 de miliarde până la sfârșitul anului și constatăm că din sumele pe care le declara nu făcea decât 15 miliarde. Deci, dintr-un foc, există o diferență între măsurile respective. Ceea ce toată lumea a sesizat este că, de fapt, într-o formă directă sau indirectă, erau numai măsuri de creștere a fiscalității pentru marea majoritate a lucrătorilor sau a angajatorilor, pentru că discutăm de capital la modul general prin supraimpozitările care erau prevăzute, dar nimeni nu a văzut o reducere sau măsuri drastice de reducere la cheltuielilor din administrarea statului, ci erau nenumărate probleme legate de acest lucru.